să primească lauda noastră și rugăciunile noastre înaintea tronului Său de har. Amin. Maleachi, capitolul 3, versetul 10. Vreau să citim toți împreună acest verset. Maleachi, capitolul 3, versetul 10, ultima carte profetică din Vechiul Testament, așa cum apare în canon. Vom citi împreună versetul rar, respectând punctuația. Să începem. Aduceți însă la casa misteriei toate zecirele, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide săgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Amin. Doamne, te rugăm să torni belșug de binecuvântare peste noi. Amin. În studiul care urmează, ne vom uita peste istorie, peste doctrină, vrem să ne întărim credința, Doamne, în tine. Și te rugăm de asemenea pentru cei care nu au credință, Duhul Tău să stârnească credința. Amin. Și să le vorbești. Mulțumim că ești de partea noastră, te lăudăm în numele Mântuitorului, facem și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Vă rog să oprați. Bine ați venit și ne-ați intrat la seară de studii biblice, nu sunt neapărat predici, sunt studii despre evanghelici, cine sunt, ce cred evanghelici. Ce este un creștin evanghelic? Ieri ne-am uitat la câteva definiții și am observat că evanghelic vine de la evanghelie. Evanghelie înseamnă veste bună. Un evanghelic este în primul rând cel care transmite, duce mai departe vestea bună a mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Un evanghelic este cel care crede în autoritatea Scripturii. Un evanghelic este cel care proclamă necesitatea nașterii din nou. Un evanghelic este cel care intră în procesul de ucenicie. Un evanghelic este cel care mărturisește în afară, în evanghelizare, misiune, implicare socială. Cine este și ce a făcut Domnul cu el? Ne-am uitat în istorie și am văzut că la rădăcina evanghelicilor, mișcării evanghelicii, stau alte câteva mișcări protestante care au început în secolul XVI, la 31 octombrie 1517, Martin Luther, un călugăr catolic, profesor de teologie, a hotărât să facă ceva, să oprească abuzurile care existau în Biserica Catolică de sute de ani și să cheme poporul la pocăință, să se întoarcă la Evanghelie. El este cel care a fost schimbat citind Sfânta Scriptură. Justificarea înaintea lui Dumnezeu este prin credință, nu prin fapte. Asta a înțeles Luther. De aceea a făcut un program de reformă, de schimbare a bisericii. Foarte mulți au mers după el, au acceptat gândirea lui. Așa s-a născut biserica protestantă, din care facem parte și noi, evanghelici. Luther avea ca și reper patru afirmații, cele patru sola. Sola Scriptura, adică numai Scriptura e autoritatea finală a credinței creștine. Sola Fide, numai credința este cea care ne mântuiește, nu faptele.
sola grația, primind totul prin har, prin inițiativa lui Dumnezeu, nu a noastră. Nu legea, ci harul, legea interioară a Împărăției lui Hristos. Și apoi, solus Christus, numai Hristos, nu sfinții, nu alți mijlocitori, înainte lui Dumnezeu, stăm numai în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Așa a început tot. Apoi au venit alte mișcări care au influențat gândirea evanghelică. Nu le-am enumerat pe toate. V-am amintit că am vorbit despre mișcarea anabaptistă. Anabaptiști au fost întâi o grupare persecutată mulți ani de zile, care au hotărât să se reboteze. Au crezut, conform Scripturii, că botezul adevărat este botezul credinței a celor adulți care pot să-și mărturisească cu gura lor, public, credința. Ceilalți botezau copiii mici. Ei credeau că botezul trebuie făcut doar adulților. De aceea au fost porecliți rebotezători sau rebotezați anabaptiști. Întâi au stat în Elveția, apoi în sudul Germaniei, s-au mutat mai în nord, înspre Olanda de astăzi, unde au întemeiat mai multe grupări, printre care și a menoniților. Dar trebuie să știți de asemenea că deja foarte devreme, după 1525, deja sunt dovezi că acești anabaptiști au ajuns în Transilvania. Lângă Alba Iulia, la Vințul de Jos, s-a format o mică comunitate de anabaptiști. Au stat câțiva ani acolo, erau foarte buni meșteșugari. Dar au fost izgoniți de acolo, persecutați. Trebuie să plece spre Ucraina, Rusia, o parte s-au retras din nou spre Germania. Nu mai auzim de ei pe teritoriul actual al României decât târziu, spre 1700. Când din nou o altă grupare de anabaptiști se stabilește în centrul Transilvaniei, stau câțiva zeci de ani apreciați din nou pentru seriozitatea lor, pentru etica lor, moralitatea lor, iscusința lor. Dar din nou vin alte decrete imperiale de la Imperiul Austro-Ungar și trebuie să pleci. Nu mai auzim aproape nimic de ei decât după 1850, mai precis în 1856, o familie de nemți trimiși de un misionar baptist german pe nume Johann Onken se stabilesc în București și deschid prima biserică baptistă, vorbitor de limbă germană, într-un loc pe strada Popa Rusu, care este chiar și astăzi, prezent în spatele hotelului intercontinental și care cunoaște București. Se spune că aceasta ar fi prima biserică baptistă pe teritoriul actual al României. Dar erau vorbitori de limbă germană, mai găsim câțiva ruși, în zona zona Tulcea și, practic, românii care s-au convertit la noua credință apar în zona de vest a țării. Acolo, la Salonta, Oradea, Arad, încep primele biserici baptiste, multe dintre ele înființate de un mare misionar, pe nume Mihai Cornea, care erau ungur, vorbea ungurește, dar și românește, iubea însă calea Domnului, până în 1917 a trăit, se spune că a botezat cel puțin 8.000 de suflete el însuși. Un om al lui Dumnezeu. Știm de asemenea că, în jurul anului 1899 chiar, o grupă
grupare a fraților din Germania au venit în România. Se spune că atunci a început practic Biserica Creștinilor după Evanghelie modern, care sunteți dumneavoastră. Deci erau două grupări a fraților în Anglia, una dintre ele a fraților deschiși, cum se numeau, și nu a celor, să nu le spunem închiși, exclusiviști. Deci primii sunt cei care au pus bazele Bisericii Creștinilor după Evanghelie în țară. În țara aceasta, după 1900, probabil 1921, mai precis, se înființează și primele biserici pentecostale, cu trei lucrări, una în vestul țării, în lângă Arad, alta în zona Mediașului și probabil undeva în est, zona Galați, nu este precis, nu avem date precise, dar și această biserică, această lucrare a început tot la atunci, înainte, se pare, de schimbările sau imediat după schimbările politice din România, când știți, în 1918, țara românească s-a unit cu Transilva. Aceste trei mișcări evanghelice sunt prezente în țara noastră, au suferit împreună toate aceste biserici, toți credincioșii, în special în perioada antonesciană și apoi în perioada comunistă. Aceste trei confesiuni, denominații, au format în 1990 Alianța Evanghelică din România. V-am dat aceste date, nu cred că le-am menționat ieri, doar că să vă aduc la zi cu toate lucrurile. Deși avem toți influență de la mișcarea anabaptistă, practic, din punct de vedere teologic, puțină influență, după cum vom vedea, din punct de vedere al vieții bisericești, a vieții creștine, avem destule puncte comune cu anabaptiștii. Dar nu suntem identici în credință și practică cu ei. O altă mișcare care ne-a influențat pe tot a fost mișcarea puritanilor în Anglia. Puritan de la fi pur, dorința de a fi curat, pur înaintea lui Dumnezeu, să treci viața știind că Dumnezeu e suveran. De aceea faci ce faci, pentru că Dumnezeu te-a iubit. Puritanii aceștia au fost foarte serioși în viața zilnică, chiar când nu-i vedea nimeni. Ei știau că sunt văzute de Dumnezeu. Au iubit foarte mult Scriptura. Au dezvoltat teologia legământului. Au dezvoltat o doctrină mai specială numită doctrina mortificării, bazată pe Coloseni, în capitolul 3, versetul 5, unde Pavel spune, de aceea omorâți mădularile voastre care sunt pe pământ. Această idee a omorârii, a mortificării, a fost un slogan al acestor puritani. Cum să faci să omori pornirile, impulsurile firii din tine, să fii curat, pur, înaintea lui Dumnezeu. Ei credeau ca să se poate prin mijloacele harului Dumnezeu, prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășie, prin dărnicie, prin misiune și așa mai departe. Au dezvoltat foarte frumos un program de luptă spirituală. Puritani. Multe din ideile lor, practicile lor, chiar teologiile lor, doctrinele lor, se găsesc astăzi în învățătura și practica noastră a evanghelicilor în România. Și apoi a venit o altă linie, o a treia linie, și anume linia pietiștilor germani. Mișcarea pietistă, din nou, mișcare de reformare a bisericii luterane, cei care doreau să trăiască o viață pioasă, evlavioasă, înaintea lui Dumnezeu. Din nou, seriozitatea vieții. Nu poți să spui că ești un creștin evanghelic dacă nu teoria se regăsește în practică. Dacă nu teologia ta
se regăsește în morala ta. Aici te verifici. Să duci o viață pioasă înainte oamenilor și înainte Dumnezeu. Acești etiști au dezvoltat această religie sau teologie a inimii. Nașterea din nou, nevoia de a schimba viața. Accentuau mult experiențele cu Domnul Hristos. Și ei ne-au influențat. Prin imnologia lor, prin educația lor, prin spiritul de misiune, prin spiritul filantropic. Ei sunt cei care au introdus chiar instrumentele în închinările noastre. Pietiștii germani. Foarte serioși în tot ce concerne. Și așa, aceste trei mari linii, trei mari lucrări ale Dumnezeu ne-a influențat. Anabaptiștii, puritanii și pietiștii. Ca urmare acestor lucrări s-au născut și alte mișcări care ne interesează, de exemplu, mișcarea metodistă a lui John și Charles Wesley. Și apoi mișcările de sfințire din secolul 18 și 19. Nu avem timp să trecem prin toate, dar mișcările acestea de sfințire, de căutare, iarăși, a sfințirii totale, cum se mai numea, sau perfecțiunii, desăvârșirii, au avut o bază în trezirile spirituale. De aceea am citit și în Maleachi, capitolul 3, versetul 10, care sublinează dorința aceasta, sau promisiunea aceasta. Veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și creștinii s-au rugat pentru belșug de binecuvântare. Dar Dumnezeu să deschidă zăgazurile cerurilor, adică să toarne har, putere, semne, minuni dacă trebuie. Și așa a fost. Mișcările acestea de trezire spirituală, pe care vreau să le analizăm acum, nu foarte în detalii, dar vom încerca. Cum să zic peste câteva aspecte de Daniel, colegul meu, ne dai ceva pe pereți? Ce ne scrii pe pereți, frate Daniel? Uite ce legătură este între Daniel și scrisul pe pereți. Vă amintiți, nu? Da, dar sper că nu asta scrii. Pe domnule, când perește. Vor fi trei mișcări de trezire spirituală pe care le vom analiza. Prima o vom analiza mai bine, pentru că a fost cu impactul cel mai mare în biserică. Rețineți că ne găsim în secolul 18, 1738-1740. Da? De la Reforma Protestantă au trecut ceva ani, din 1517 până în 1740, dar era nevoie de o trezire spirituală. Da? Sper să se vadă suficient de clar. Întâi de toate, vreau să facem o diferențiere între trezire și înnoire. Trezirea spirituală se referă de obicei la o lucrare specială a lui Dumnezeu prin manifestare cu putere a Duhului Sfânt, care afectează nu doar indivizii, persoanele, ci comunitățile. Asta este o trezire spirituală. Nu că se petrece, uite, în colțul ăsta, în corul bisericii. Aceea o numim o mișcare de înnoire spirituală. Trezirea spirituală implică pe cei din afara bisericii. Biserica este chemată să slujească, practic să asiste la lucrarea specială a Duhului Dumnezeu, la intervențiile divine. Și asta nu depinde doar sau exclusiv de evlavia omului. Noi ne rugăm Domnului să vină trezire. Putem să facem și grupuri de rugăciune, să punem zile de post. Dar să știți că nu aceasta în final determină trezire. Este hotărârea lui Dumnezeu. Dumnezeu însă are nevoie de rugăciunile noastre, de implicarea noastră. Prin ele, ca instrumente, poate să aducă trezire.
Aceste treziri trec dincolo de granița bisericii locale și afectează uneori societatea. Una din marile treziri spirituale de care, nu știu dacă pomenesc în studiul meu, a avut loc în țara Galilor, în Marea Britanie, aproape de Anglia. Și la începutul secolului 20, lucrarea aceasta de trezire a afectat foarte mult societatea. Oamenii erau pe cale să se răsfale, nu aveau de lucru, nu aveau mâncare. Și guvernul era în pericol. Stabilitatea țării era în pericol. Și Dumnezeu, prin câțiva oameni speciali, aduce un duh de trezire spirituală. Mii, zeci de mii de mineri, de oameni care creau în zona aceea în condiții foarte, foarte sărace, s-au întors spre Dumnezeu, s-au schimbat viața. Și în vremea aceea se spunea că aceste treziri spirituale au salvat Marea Britanie, imperiul de revolte. Ce este însă o înnoire spirituală? Înnoirea spirituală se limitează de obicei la comunitatea bisericească. Poți să ai tu o înviorare spirituală. Poate să aibă familia ta o înviorare, o înnoire. Poate să fie o restaurare a seriozității tale, devoțiunii tale, a părtășiei tale cu Dumnezeu. Trăiești în plin această înnoire. De obicei, înnoirile spirituale, adică lucrările ori personale, ori în grup, ori în biserici, pregătesc marile treziri spirituale. Și am să vă arăt cum marea trezire spirituală din secolul XVIII a fost precedată de câteva lucrări locale, ale pastorilor, chiar a studenților, care pregăteau trezirea spirituală, care a afectat și societatea. Trecem la prima mare trezire spirituală din America. Am pus 1730-1740 aproximativ. Deși n-a durat 10 ani. Practic au fost vreo 2 ani și ceva. Însă pregătirea a fost de vreme. Era nevoie de o trezire în biserică. Și aceasta pentru că și nu voi sta asupra acestor lucruri, religia era în declin, oamenii nu căutau pe Dumnezeu. Intelectualii nu îl căutau pe Dumnezeu. Era un entuziasm, o pasiune foarte scăzută pentru ceva duhovnicesc. Biserica n-avea soluții, să știți. Marele trezire spirituale puțin s-a văzut instituția bisericii. Mai mult s-au văzut oameni sau grupări, oameni rugativi, aceștia au adus Duhul trezirii. Vă dau aici exemplu într-o parte a Americii, în partea de nord, în Noua Anglie sau Massachusetts, cum se numește astăzi, s-a observat că tot mai mulți membrii ai bisericilor protestante, rețineți, anglicane, presbiteriene, congregaționaliste, erau neconvertiți, deși erau cu numele creștini. Ei nu erau întorși la Dumnezeu, n-au avut nașterea din nou. Era lipsă de disciplină spirituală și disciplină în biserică. Și atunci s-a inventat, pastorii de atunci, au inventat așa numitul legământ de la jumătatea drumului. Au vrut să revitalizeze cumva viața spirituală. Și pe cei care s-au botezat mici, sau au fost botezați, și care nu prea stăteau în biserică, au fost chemați să înnoiască legământul. Și s-a ajuns la această concluzie a necesității înnoirii legământului. Pentru că două lucruri s-au observat, două probleme. Întâi, copiii botezați n-au avut parte de experiența convertirii și cei care nu erau
născuți din nou în biserică, se spune că pângăreau mijloacele Harului, adică luau cina Domnului nepregătiți, neschimbați, participau la rugăciune sau chiar la studiu biblic, dar ei nu erau născuți din Dumnezeu. Că ceea ce amestecă ideea aceasta că înnoirii legământului. Ideea nu este rea, să știți. Nu este rea. Îmi amintesc, citeam în perioada aceea că mai mulți pastori dintr-o zonă, mai mulți lucrători cu cuvântul dintr-o anumită zonă s-au strâns și au hotărât ei înșiși să încheie un legământ nou cu Domnul. Nu legământ de ucenicie, ci legământ scris, semnat de fiecare participant, prin care se angajau înaintea Domnului să postească o zi pe săptămână, să-și schimbe atitudinile, să facă vizite pastorale, să fie mai evanghelistici, adică mai îndrăzneți în mărturisirea Evangheliei, tot felul de lucruri din acestea care să stimuleze. Și semnau cu mâna lor. Își duceau câte un exemplar acasă. Și se rugau Domnului să vadă ce au semnat. Ideea asta în înnoirii legământului, zic, funcționează. Nu a fost numai atunci. Cei care cunoașteți oasca Domnului, probabil că aveți și în zonă, vă amintiți că această mișcare a oasei Domnului în cadrul Bisericii Ortodoxe Române a început în 1925 printr-un preot, Iosif Filipa, la Sibiu, care tot așa a venit cu ideea aceasta să scrie un fel de legământ al ostașului lui Hristos. Și legământul acesta, cel care se angaja și semna, trebuia să respecte, și erau trecute câteva condiții, mi-amintesc de două dintre ele. Unu, să nu mai suduie, să nu mai înjure, adică. Doi, să nu mai bea alcool. Trezirea spirituală, înnoirea, cel puțin, nu vine fără astfel de legăminte, la lucruri concrete. După câțiva ani de zile, eu am trăit la Oradea în anii 70, mai precis în 1974, o lucrare de trezire spirituală cu adevărat. Mii de oameni s-au întors cu adevărat la Domnul și a schimbat viața. Când fratele Liviu Olah, pastor atunci la Oradea, la fel a chemat biserica pentru a face cel puțin două lucruri. Unul dintre lucruri era să nu mai folosim alcool. Nimeni să nu mai bea alcool. În special frații din conducerea bisericii. Unii n-au semnat și ar trebui să plece. Dar a doua condiție a fost ca să avem listă de rugăciune. Eu eram de 17 ani atunci. Și țin minte că în Biblia mea, mică, copert verzi, aveam o listă de 10 nume. Atât ne-a cerut fraților. 10 nume de oameni pentru care să ne rugăm pentru mântuirea lor. Și să ne rugăm până când ei vor fi mântuiți. Eu mi-amintesc foarte clar numele de acolo. Și primul pe listă a fost tatăl meu. Și în final, cu 2 ani înainte de a muri, tatăl meu și-a dat viața Domnului cu adevărat și-a fost schimbat. Dumnezeu ascultă aceste rugăciuni. Din câte mi amintesc, toți de pe lista aceea s-au întors la Domnul. Așa se fac legăminte. Legământ de înnoire. De schimbare. Nu povești rugăciuni din astea vadă așa, în care nimeni nu prea înțelege nimic, nici cred că nici Domnul nu prea își dă seama ce vezi. Rugăciunile trebuie să fie concrete. Concrete. Doamne, asta te rog. Pentru asta te rog. Fratele Liviu Olah, îmi amintesc că ne punea să ne rugăm pe nume. Nu dădeai poate numele de familie, dar spuneai acolo numele personal sau... Era extraordinar. Să auzi nume în biserică, rugându-se. Nu erau rugăciuni, zic din acestea vagi, foarte precise.
Dumnezeu așteaptă, Sfinte Roși, să fii precis. Ai un păcat? Spune pe nume. Spune pe nume. Dumnezeu vrea să audă de la tine, din gura ta, că articulezi problema. Numai atunci va începe schimbarea, înnoirea în viața. Așa se ne rupe Domnul. Amin. Dacă pe înnoiri, să se deschidă zăgazul cerurilor. Ei, și iată, s-au deschis zăgazul cerurilor. Avem primele semne, dar aceea, semnele trezirii. Notez câteva dintre ele. Predicarea despre pocăință. Mai mulți predicatori au început să predice pocăința, adică întoarce la Dumnezeu. Cui? Pocăiților, cum are. Apropo de aceasta și în perioada trezirii din Oradea, în anii 70, ne amintesc cum același frate Liviola a predicat odată despre pocăința pocăiților. Ciudat. Da, și noi avem nevoie de așa ceva. A fost mișcător. Asta, acolo începe lucrarea lui Dumnezeu. Când ne recunoaștem stare, când avem nevoie, cerem intervenția lui Dumnezeu. Și trezirea a început în 1726, primele semne. Uitați, al doilea semn a fost pregătirea de lucrători. Într-o altă parte a Americii, coasta de Est și Nord, câțiva lucrători au început să strângă tineri la studiu biblic. Da. Tineri care să învețe, uite, acest William Kenneth, de exemplu, i-a pregătit pe 3 din fiii săi și pe alți 15 din latină, greacă, ebraică, logică și teologie. Așa vine pe zi. Pentru lucrarea Dumnezeu. Toți au intrat în lucrare. De bine. Și ce condiții au avut? Uitați-vă cam cum arăta seminarul lor. Foarte mult. N-aveau nici internet. Aveau pasiune pentru rugăciuni și pentru cuvânt. Așa a început trezirea spirituală. Prin câțiva tineri s-au îngrijat în lucrarea Domnului necondiționat. Și a mai fost ceva. Simultaneitatea trezirii. Am vrut să spun prin aceasta că în timp ce Dumnezeu pregătea terenul pentru trezire în America, așa se întâmpla în același timp în Anglia. Pastor, lucrător din America corespundau cu cei din Anglia. Sunt semne. Ce știți? Își trimiteau scrisori, încurajări. Nu aveau telefon mobil atunci. O scrisoare ajungea poate în 2 luni, 3 luni. Abia așteptau să primească vești. Ce cum lucrează Dumnezeu acolo. Și ca să vedeți că nu numai în America, ci și în Anglia s-a aprins focul. Unde credeți? La Londra. În 1738, pe 1 ianuarie, început de 9 ani, un grup de tineri lucrători format din John și Charles Wesley, George Whitfield, Benjamin Ingham, Wesley Hall și Charles Kitchen, au stat în rugăciune. Și vreau să vă citesc acum din jurnalul lui John Wesley ce s-a întâmplat. Iată ce scrie el. La ora 3 dimineața, în vreme ce noi continuăm să ne rugăm, puterea lui Dumnezeu a venit peste noi, manifestându-se cu o intensitate atât de mare, încât cu toții am izbucnit instantaneu lacrimi, dar lacrimi de bucurie. Iar atunci când am înțeles că puterea lui Dumnezeu se pogorâse asupra noastră, am izbucnit cu toții într-un glas. Doamne, te slăvim! Și ne dăruim ție în întregime. La 3 dimineață. Duhul s-a pogorât peste ei în putere. Oamenii aceștia au fost principalii
promotori ai trezirii spirituale în mâna lui Dumnezeu. Și am mai pus încă un semn al trezirii, această dăruire a unor lideri spirituali, conducători spirituali. Vreau să vă dau un prim exemplu pe acest Jonathan Edwards. A trăit puțin. Ia uitați-vă. 55 de ani numai. Jonathan Edwards a fost profesor, a fost filozof, a fost pastor. El a asistat la lucrările lui Dumnezeu din vremea aceea. Era un filozof. Foarte calculat. Nu-l puteai păcăli. Dar când a văzut cum mișcă Dumnezeu în Duhul lui oameni, n-a mai putut. Și el a început să predice altfel. Și a scris despre toate acestea într-o lucrare numită în 1734 o redare autentică a surprinzătoare lucrări a lui Dumnezeu în convertirea sute de suflete în Northampton și în orașele și satele din împrejurire. Dar n-a stat numai să asiste cum Duhul lucrează. A organizat bisericile lui în grupuri mici de rugăciune și studiu biblic. Și când a venit din Anglia George Whitfield în 1739, Jonathan Edwards și-a schimbat stilul de predicare. A început să fie mai persuasiv, să ceară ascultătorilor să hotărască, să schimbă viața. Se opunea unor excese emoționale. Dar a observat că foarte multe convertiri au fost autentice. Uitați cum arăta cartea lui, coperta cărții lui, se vede puțin, dar îl avem ca document. Toate aceste lucrări ale Jonathan Edwards sunt traduse deja în limba română. De o editură care se găsește chiar la Suceava, Perla Suferință. Vă încurajez să cumpărați aceste cărți, să citiți despre zid autentice. Nu din astea teleghitate prin televiziune. Acestea au fost autentice. Iată ce scrie la un moment dat în această lucrare. Vorbind despre lucrarea din zona aceea. Toți par a fi preocupați într-un mod onest de propria lor mântuire. Majoritatea discuțiilor care se poartă în familie sau la locurile de muncă au o tematică religioasă și se pare că nu a mai rămas nici măcar o singură persoană în oraș care să nu fie preocupată de lucrurile vieții veșnice. Toți locuitorii sunt afectați de ceea ce se întâmplă. Nu există nicio familie sau persoană care să nu fi fost atinsă de Duhul trezit. E ca și cum te duce prin Burdujeni, ieși afară și toți vorbesc de Scriptură. Despre lucrurile lui Dumnezeu. Texte biblice analizate. Ce ați zice? Nici nu mă întreb dacă credeți că s-ar putea să. Dar așa a fost. Când vine trezit, totul se schimbă. Dumnezeu face mai mult decât ne imaginăm. Așa a fost. Uitați-vă, în scurt timp, în 2 ani de zile, din 300.000 de oameni cât erau în regiunea aceea a Americii atunci, era abia la început, s-au convertit între 25.000 și 50.000 de oameni. Asta înseamnă între 10 și 15% din populație. Câți locuitori are Suceava? 150 are? Mai mult? 120. 120. Uite, un om realist, 120. Poate cu împrejurim, unde cu musafir ca noi, faceți. Dar
Să zicem, 120.000, 10% cât? 12.000, nu? 15%. Măi, fraților, să aveți în Suceava, în 2 ani de zile, între 12.000 și 15.000 de convertiți. Cam cum am arătat biserica asta? Biserici? Asta e trezire spirituală. Așa a fost atunci. Ce lucrare minunată! Da, aș vrea de asemenea să trecem mai departe pentru că n-avem timp. Doar ca să vedeți o predică de-a lui Jonathan Edwards, aceasta care e publicată, știți cum se intitula? Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Ținută în 8 iulie 1741. Mii de oameni s-au convertit în urma acestei predici. Rețineți că Jonathan Edwards își citea predici, uneori la lumânare. Odată spun documentele, cei care au asistat la aceste lucrări, că Jonathan Edwards vorbind despre lucrarea lui Dumnezeu, era un alt text din Deuteronom 32 cu 35, a mea este răzbunarea și eu vă răspăti când va începe să le alunece piciorul. Că a vorbit despre când va începe să le alunece piciorul. Că nu se facă conștienți pe oameni despre faptul că Dumnezeu judecă, Dumnezeu e drept. Ai grijă cum trăiești viața. Și se zice că în timp ce predica despre judecata lui Dumnezeu, oamenii erau foarte atenți. Sigur, era un alt etos, erau alt fel de oameni. În vremea aceea, astăzi, dacă te-ai apucat să predici despre focul mâniei lui Dumnezeu, cine te-ar asculta, dar atunci era cu totul altceva. Oamenii dădeau crezare acestor texte biblice și predicatorii știau cum să predice pentru poporul din vremea aceea, în cultura respectivă. Jonathan Edwards, în timp ce vorbea despre focul iadului, se spune că în cealaltă lună cinea un păianjen prins de oață, un fir, și cinea deasupra unei lumânări aprins. Știi, când în când lăsa jos firul și păianjenul se apropia de flacără și se zbătea, pentru că era foc aproape, poporul trăia intens vorbirea predicatului și imaginea aceasta despre focul iadului. Și apoi ridica păianjenul, nu mai vorbea, iar îl lăsa jos. Iar îl ridica. Da. A vrut să simbolizeze, să arate că nu e de joacă. Că nu e de joacă. Nu știu cum astăzi am putea să ilustrăm așa ceva. Poate dacă am rula aici un video de pe YouTube cu ceva război intergalactic. Da? Băieții ăștia mi-ar spune care e mai dur așa dintre războaie. Da? Și să vă înfricoșeze pe unii. Nu pe toți. Nu știu. Dar în vremea aceea să ilustrezi seriozitatea întoarce la Dumnezeu. Da, oamenii s-au întors la Dumnezeu în acea perioadă. Și Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere. Chiar și prin aceste metode. Acum, un alt mare om al lui Dumnezeu, un alt predicator, care era mai talentat decât Jonathan Edwards, l-am pomenit, îl cheamă George Whitfield. El a trăit, la fel, destul de puțin. Media de vârstă în acea perioadă era, dacă era 50 de ani. Da. George Whitfield, da, a fost numit apostolul Imperiului Britanic. Fost actor, avea o voce extraordinară. George Whitfield a fost coleg cu John și Charles Wesley. Se spune că a predicat peste 18.000 de predici, cu o medie de 500 de predici pe an și 10 predici pe săptămână. Mergea și predica.
Asta l-a doborât în final. Dar era neobosit. 10 predici pe săptămână. Eu am avut un student care era un lucrător și mi-a spus că el mai mult de 2 predici pe lună nu poate. Trezire spirituală, putere. Când Dumnezeu vede pasiune, coboară putere peste omul acesta. El este cel care a inventat predica în aer liber, vocea lui, un om, da? A ajuns să predice la 20.000 de oameni în aer liber. Un stadion, fără microfon. Nu? A călătorit foarte mult. Aș vrea să vă arăt și ambonul lui mobil. Cam așa arăta ambon pliant de teren. Unii dintre predicatori îl pliau, îl adunau, legau de cal, așa mergea o misiune. Un cal putere. Un ambon preună. Se opreau la lor intersecții de stradă sau unde vedeau piață și puneau acest ambon, se urcau ca să aibă posibilitatea să vorbească clar la cât mai mulți. De acolo predicau cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă citesc un fragment dintr-o predică de-a lui Hitler, ca să vedeți cum predica acest om al lui Dumnezeu în perioada de trezire spirituală. Am să încerc să predic ca și cum el a predicat. Nu o să reușesc, că nu știu exact cum a predicat. Vă rog să fiți atenți și să-mi spuneți apoi ce ați sesizat în conținutul acestui mesaj, parte dintr-o predică. George Whitfield. Vă ofer mântuirea în această zi. Ușa milei nu este închisă încă. Totuși rămâne o jertfă pentru păcat, pentru toți cei care îl vor accepta pe Domnul Iisus Hristos. El te va cuprinde în brațele dragostei sale. O, întoarce-te la El, întoarce-te simțindu-ți nevrednicia. Spune cât de murdărit ești, cât de ticălos ești și nu fi necredincios, ci crede. De ce vă temeți că Domnul Iisus Hristos nu vă va accepta? Păcatele voastre nu vor fi o piedică, nevrednicia voastră nu va fi o piedică. Dacă inimile voastre corupte nu vă rețin, nimic nu îl va împiedica pe Hristos să vă primească. Lui îi face plăcere să vadă păcătoși sărmani venind la El. El este mulțumit să-i vadă plecându-se la picioarele sale, rugându-se pentru promisiunile sale. Iar dacă voi veniți astfel la Hristos, El nu vă va trimite de la El fără Duhul Său. Nu, ci vă va primi și vă va binecuvânta. Amin. Ce-ați sesizat? Cine este în centru predicii? Domnul, totul este aici. Înțelegi? Tu ai nevoie de Hristos. Să ascult o astfel de predică. E doar un mic fragment. A durat 2-3 minute. Era un orator de săvârșit. Se spune că cel mai mare predicator de evanghelic care a trăit vreodată. Mai mult poate de Spurgeon, de Billy Graham. Normal de Dumnezeu, într-adevăr, pentru că îl glorifica pe Dumnezeu, pe Hristos, în centru. Avea și ceva predici pentru credincioși. Vreți să vă citesc puțin o predică pentru biserică? Sunt convins că vă citesc un fragment. Dar ce aș putea să vă mai spun eu voi cei care nu aveți pace cu Dumnezeu? Cei mai mulți dintre voi, dacă veți avea curajul de a vă examina inima, va trebui să recunoașteți că nu aveți pace, că sunteți mai degrabă copiii diavolului decât Fiul lui Dumnezeu, pentru că Hristos nu locuiește în voi. Sărmane suflet, dacă ai înțelege în ce stare jalnică te afli, nu mi-aș dori să mă aflu în locul tău, nici dacă aș primi în schimb 10.000 de luni la fel ca lumea aceasta. De ce?
pentru că tu te afli pe drumul către iad. Și ce pace ai putea să ai în inimă și în viață când tu te afli în stare de vrășmășie cu Dumnezeu și mânia distrugătoare a lui Dumnezeu e gata să se abată asupra ta? Trezește-te tu care dormi în fașa unei false păci. Treziți-vă, oameni firești, ipocriți, care mergeți la biserică, vă împărtășiți, citiți Biblia și totuși nu ați experimentat niciodată puterea lui Dumnezeu la lucru în viața voastră. Era să zic amin. Aceste credințe au produs credințe spirituale fascinante. Că se vorbea de vreo teme. M-am pomenit pe un altul, pe John Wesley, denitorul metodismului. Am văzut cum el s-a întors la Dumnezeu. Da, efectele acestei prime treziri, trezirea s-a întins în America, în Anglia, chiar și în alte țări din Europa. Se crede că 80% dintre americani au avut contact cu Marea Trezire. Doar baptiștii în acea perioadă care participau la treziri spirituale au crescut de la 6.000 la 20.000 în numai 3 ani. La fel și metodiști. Presbiterienii care au fost la început în trezirea spirituală s-au retras pe parcurs și n-au mai crescut. Cine participă în lucrarea aceasta are și beneficii. A doua mare trezire spirituală, foarte pe scurt, a avut loc între 1790 și 1820. Din nou, America, Anglia era în declin, era un declin ca țări. Era nevoie de o trezire. Și spre surprinderea tuturor, trezirea n-a venit nici prin biserici, nici prin grupuri de rugăciune, ci prin studenți. Trezirea a început, primele semne ale trezirii, în universități, precum Harvard, Williamsburg, Yale, Princeton. Da, profesori și studenți s-au întors la Dumnezeu cu adevărat. Și nu numai atât, pe lângă aceste convertiri ale studenților, au fost tabere de rugăciune. Uneori în campusul, adică în interiorul școlilor, sau pe lângă școlile acestea unde a venit trezirea, sute de studenți s-au predat Domnului. În aceste locuri se ridicau astfel de tabere de rugăciune, cum vedem aici, ilustrat într-un tablou și în al doilea. Ne întoarcem la primul ca să vă vedeți, dacă se poate, în mijloc era o scenă, predicator, un colț, era cineva care a fost vindecat. Pentru că în aceste treziri spirituale, trebuie să știți că au fost manifestări supranaturale, excepționale ale lui Dumnezeu. Unele nu erau manifestări autentice, creștine, curate, dar altele erau. Tabloul acesta arată cum oamenii, uitați, stăteau marcați în rugăciune, aplecați cu fața la pământ în timp ce se predica Cuvântul lui Dumnezeu. Se spune că cei care doreau să participe la astfel de treziri spirituale, veneau uneori sute de kilometri ca să stea câte două săptămâni acolo, cu ceilalți, doar ca să fie marcați, prinși de Duhul trezirii spirituale. Apoi se întorceau la casele lor, în zonele lor și duceau cu ei focul acesta în trezirii spirituale. Dumnezeu făcea lucrări extraordinare. Apoi a venit a treia mare trezire spirituală, care a durat ceva mai mult, în etape 1820-1875,
De data aceasta lucrurile s-au schimbat, trezirea spirituală a devenit mai formală, bisericile s-au implicat mai mult și alte instituții. Unul dintre cei care au fost în prim planul acestei trezire a fost Charles Finney, care însă avea o altă învățătură decât prin Jonathan Edwards, George Whitfield. Însă Dumnezeu a lucrat și prin el, prin acest Steve Finney. Nu rămânem la aceste lucruri, doar am vrut să vă arăt cum Dumnezeu poate să lucreze. Dacă aș face o evaluare a acestor treziri spirituale, aș vrea întâi niște aspecte negative. Să știți că în timpul trezirilor, nu toate manifestările, zic, au fost curate. Uneori era această emoționabilitate extremă, da, incontrolabilă. Apoi s-au născut tensiuni chiar între bisericile locale. Anumite experiențe au fost falsificate, ca peste tot. Unele rezultate ale trezirilor spirituale au fost superficiale. Nu toți cei care s-au predat Domnului, care s-au întors la Domnul în timpul trezirilor, au rămas în biserică. Oricum, ce a fost autentic și adevărat, a rămas. Bisericile au crescut și Cuvântul lui Dumnezeu s-a văzut tare putere. De aceea, ca aspecte pozitive, văd o îmbunătățire extraordinară a vieții morale în societate și în biserică. S-au născut noi școli, seminare creștine, s-a impulsionat lucrarea misionară, implicarea socială și cooperarea între biserici și apoi între țări. Aș putea multe să vă spun despre aceste trezii, poate altă dată. Dar mă opresc aici, pentru că am vrut doar să vă arăt un crâmpei din ceea ce a avut loc în aceste secole, ca parte a mișcării evanghelice reține. Toți aceștia sunt evanghelici. Nu toți au fost autentici, au fost și falsuri, au fost și extremisme, e adevărat. Dar miezul a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și bisericile au crescut. Lucrările misionare au crescut. Atunci, practic, Biserica Evanghelică a avut cel mai important salt în istorie, în aceste perioade de trezire spirituală. Și ca urmare acestor treziri, am primit și noi ceva. Și la noi au venit valurile acestei treziri. Încet, încet, și țara noastră, România, așa cum vedeți, a primit ceva de acolo. Noi suntem, practic, un rezultat al acestor mișcări de trezire cu anabaptiștii, cu puritanii, cu pietiștii, cu evanghelicii din trezirile spirituale. Aceștia sunt înaintașii noștri. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți aceștia. Și modul în care El a lucrat în istorie și ne-a inclus și pe noi. Ce mare har avem. Prețuim acest lucru. Cum spunea un prieten al meu, că în fiecare lună, ca să se hrănească spiritual, citește o biografie, citește viața cuiva. Eu n-am reușit. Citesc poate prea multă teologie, așa, prea grea. Dar e un gând pe care poate îl iei. Citește viața oamenilor lui Dumnezeu. Chiar dacă nu o carte pe lună, dar poate două cărți într-un an. Să vezi cum Dumnezeu a schimbat viața acestor oameni. Deja multe din aceste biografii sunt traduse în limba română și le puteți găsi. Nu stați dezlipiți de istorie. Cuplați-vă cu istorie. Cei din în urma noastră ne-au pregătit calea, ne-au făcut accesul. La rândul nostru, noi pregătim pentru ceilalți care vin. Trebuie să legăm generațiile între ele. Să ducem credința mai departe. Să o dăm și celorlalți. E una din datoriile pe care le avem. Nu doar la copiii noștri și la toți care vin după noi. La toți de lângă noi să știe cine suntem și în ce credem. Dumnezeu să fie slăvit.
pentru toate aceste lucrări mari în istoria bisericilor și mai ales între creștini evanghelici. Amin. Amin. Vă fac o pauză pentru a trece la partea a doua, care vă mai aveți răbdare, deci încerc să condesez cât pot, dar m-a luat valul cu trezirea. A trebuit să vă dau aceste lucruri pentru că de viață. A pregătit o cântare, să cântăm, da? Corul o știe, dar poate ceilalți nu o știu. Și musafirii nu o știu. E o cântare minunată. O cântăm, ridicați în picioare să ne citeți moții, puțin gânduri. Thank you.
teologia evanghelicilor. Deja anumite idei ați scris, anumite lucruri le știți din ce am prezentat, s-au descris învățăturile noastre de bază. Rolul meu este să le sistematizez, să le aveți clare, să știți ce credeți, cine sunteți. Fac o scurtă recapitulare legată de principalele mișcări protestante. Au fost 4 mari ramuri ale protestantismului. Deci când biserica protestantă s-a desprins din biserica catolică, începând cu 1517, mai precis, 1530, oficial s-a născut o nouă biserică. Întâi a fost biserica luterană. Biserica luterană ne-a dat mișcarea evanghelică numită pietistă. Mișcarea pietistă, despre care am pomenit. A doua biserică a fost biserica reformată sau calvinistă, de unde avem calvinismul. A treia a fost biserica anglicană. Biserica Angliei a fost catolică, dar după Henry al VIII-lea au hotărât să iasă de sub catolicism și practic au devenit o biserică protestantă anglicană. Această biserică ne-a dat mișcarea puritană. Și a patra ramură a protestantismului a fost biserica radicală. Și aceasta ne-a dat anabaptismul. Trei dintre acestea ne-au influențat direct. Și anume pietismul, puritanismul și anabaptismul. Ce s-a întâmplat la reformă? Au avut loc mai multe transformări. Reforma a fost foarte amplă și social, politic, chiar economic. Practic, Europa s-a rupt în două, partea de nord a Germaniei împreună cu țările nordice au devenit luterane sau reformate. Aceasta include Olanda de astăzi, Anglia, Suedia, Finlanda, Norvegia. De asemenea, Elveția a devenit protestantă, reformată, în mare parte, chiar și Franța, o parte din francez. Ungaria a acceptat și ea, jumătate din Ungaria de astăzi a rămas, a fost și a rămas reformată. De aceea au avut o influență puternică și în Transilvania. Astăzi, în România, de exemplu, dintre credincioșii creștini, 86% s-au declarat ortodoxi, dar restul sunt împărțiți, cam 1.200.000 sunt credincioși catolici, cam 700.000 sunt credincioși reformați, majoritatea vorbitori de limba maghiară, sunt poate undeva peste 10.000 de luterani, vorbitori de limbă germană, și neoprotestanți, incluzându-i pe frații adventiști, deci baptiștii, pentecostali, creștini cu evanghelie și adventiștii, poate facem 600.000. Asta înseamnă undeva 2,9% din populație. Da? Statistica este păcălește. Acum nici nu mai știm care e situația, pentru că sunt milioane de români care au plecat din țară în diasporă, s-au răspândit, s-au împrășteat peste tot în lume, mai ales în Europa, și e greu de făcut o statistică. Da? Să știți că amprenta reformei s-a păstrat, mai ales în Transilvania. Când a venit această reformă a bisericii, ce s-a întâmplat? Eu notez aici doar 5 idei foarte rapide. S-a trecut de la credința că doctrina de la credință ca doctrină corectă la credință ca trăire corectă. Deci nu doar să spui corect ce crezi,
ci să și trăiești. Asta au făcut evanghelicii reforme. De la rânduială evlavioasă la părtășie evlavioasă, nu e atât de important organizarea cât părtășia. De la interpretare biblică instituțională la interpretare biblică laică, adică Biblia nu se interpretează doar de către ierarhi, de către instituții, biserici, ci toți credincioșii au Biblia și pot să-l interpreteze. S-a trecut de la închinare formală la închinare liberă, adică de la liturghia clasică la o închinare liberă, așa cum avem noi astăzi. Și s-a trecut de la predicare discursivă la predicare persuasivă, adică nu doar să fii un discurs prin predica ta, ci să chemi oamenii la pocăință. Asta înseamnă persoasiune. Să confrunți omul cu Cuvântul Lui Dumnezeu, să aștepți un răspuns. Unele le vom regăsi puțin mai încolo. De aceea, ce s-a întâmplat însă? Deși protestanții au format o nouă biserică, s-au separat foarte repede. De la început, în câțiva zeci de ani, deja v-ați văzut, am avut patru linii. Și acestea s-au separat în timp. La ora actuală sunt mii de denominații protestante. Mii de denominații evanghelice. Da? Se spune că poate există peste 200 de tipuri biserici, tipuri de penticostale. Cel puțin baptiști se spun că sunt peste 50 de feluri de baptiști. Da? În cadrul, sub aceeași breluță a baptiștilor, aceeași breluță a penticostale. A creștinul pe Evanghelie tot așa, câțiva zeci de creștini pe Evanghelie numiți diferit. Că sunt free evangelical, că sunt în alte părți sunt și cum se numesc în Germania și în alte părți, dar în America i-am întâlnit, aveți foarte multe lucruri comune cu aceștia, pe care îi cunosc mai bine. Și în țară, aici au fost, știți, mai bine, mai multe grupări. Dar, de ce ne-am separat așa? Asta este o întrebare. Nu vreau să o epuizez astăzi, dar pentru că are de-a face cu teologia, cu doctrina, am încercat să vă ajut cu următoarele idei. Există trei niveluri de diferențiere între noi. Adică ne deosebim pe trei etape. Nu toate sunt importante, după cum vă vedem. Primul este nivelul dogmelor, al doilea nivelul doctrinelor și al treilea nivelul rânduielilor sau, am pus eu, disciplinelor, doar ca să memorați Dumnezeu. Primele două sunt foarte importante și am să iau primul dintre ele. Ne separăm în creștinătate la nivelul dogmelor. Adică, ce este dogma? Să nu vă fie teamă de acest cuvânt. Cuvântul dogma este un cuvânt grec, da, care înseamnă o învățătură neschimbabilă. O învățătură sigură, care îi spune că ești dogmatic, adică ești unul care știi ce crezi, nu te schimbi. Asta înseamnă să fii dogmatic. Nu te schimbi. Asta crezi în orice vreme, în orice loc. Noi toți suntem dogmatici. Adică avem dogme pe care nu le vom schimba, nu vom renunța la ele. Adică învățături decise cândva de biserică. Acestea sunt dogmele. De obicei, dogmele noastre, adică învățăturile de bază, s-au decis în crezuri și concilii ale bisericii. Ați auzit de crezul apostolic. E mai scurt. Dar există un crez mai mare numit crezul Nilceo-Constantinopolitan, care s-a hotărât de biserică începând cu 325, reconfirmat în 381. La licea respectivă a Constantinopolului. Acest crez creștin este acceptat de toți creștini. În cadrul acestor crezuri avem dogmele de bază.
sunt sistematizate ajutator. Biblia, sigur, este cea care ne dă dogma principală. Toate aceste, însă, dogme se bazează pe Sfânta Scriptură, ca să lăbărim de la început acesta. Și vă dau câteva exemple. Adică nu negociem. Nu negociem în privința dogmelor, să zicem, în următoarele exemple. Nu sunt toate dogmele noastre aici. Dar toți creștinii trebuie să creadă în Sfânta Trăire. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea noi nu suntem unitarieni, ci suntem trinitarieni. Unitarienii au fost cei care, protestanți, care au crezut, au spus că în Biblie nu există această învățătură despre Sfânta Trăime, doar despre un singur Dumnezeu. E adevărat că noi credem într-un singur Dumnezeu, dar Biblia vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi suntem trinitarieni. Vă pot da foarte multe texte biblice care susțin acest lucru. Da? Unitarienii nu cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi ne-am separat de ei. Sigur, și ei se consideră creștini. Dar în problema aceasta nu negociem cu ei. Noi nu vom ceda la această dogmă, adică învățătură, care biserica o cere. Vă amintiți unii crezul creștin, cel mare? Cred în Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, da? Și apoi cred într-un Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut după tot. Da? Cred în Duhul Sfânt, de viață Făcătorul. Crezul spune Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Asta e crezul nostru. Unitarienii nu îl vor recita. Pentru noi însă este o dogmă, adică o doctrină, o învățătură de bază. Nu negociem cu nimeni asta. Toți evanghelicii cred asta. Al doilea exemplu este doctrina despre divinitatea lui Iisus Hristos. Noi credem că Iisus Hristos este și om, a fost și om, și Dumnezeu în același timp. El este divin, adică împărtășește aceeași natură cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu Tatăl. De aceea și în crezi se spune că El este născut, nu făcut, de aceeași ființă cu Tatăl. Asta e credința noastră. Ei, întrebați un martor al lui Iehova dacă el crede acest lucru. Și va spune că nu crede. Că Iisus a fost poate un fiu, dar nu fiul, singurul fiu al lui Dumnezeu. De aceea, pentru noi, martirii Iehova nu se consideră creștini. Ei vor să fie. Cred că sunt, dar noi nu considerăm, pentru că în probleme de dogmă creștină, nu credem la fel. Însă, dacă întreg pe toți evanghelicii, ortodoxi chiar, catolici, vă spune, da, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Sau, am dat al treilea exemplu aici, doctrina despre mântuirea prin credință. Oricine va veni să-mi spună că mântuirea este prin fapte, nu pot să-l cred. Sunt teologi liberali care se dau protestanți. Dar ei nu cred că mântuirea este prin credința în Iisus Hristos. Nu negociem. Așa cum în Faptele Apostolilor 15, apostolii nu au negociat cu iudaizatorii. Vă amintiți, nu? Când apostolii s-au strâns, primul conciliu al bisericii a fost atunci. Undeva, probabil în jurul anului 57, în Fapte 15, apostolul Petru este cel care a clarificat că mântuirea este prin har, prin credința în Iisus Hristos. Toți apostolii au acceptat aceasta și n-au mai fost negociere. Punct. Nimeni nu poate să spună altfel. Dacă vii să-mi spui că mântuirea este prin fapte, nu poți trece de acest barem, primul, cel mai important, nivelul dogmelor. Nu poți fi creștin. Am mai dat aici și exemplu despre revenirea Domnului. Toți creștinii cred despre revenirea Domnului. Așa cum toți creștinii trebuie să creadă ca dogma de sine. Ca dogma. Toți evanghelicii cred
ca Domn, că învierea va fi o înviere trupească. Învierea lui Hristos a fost în trup și învierea noastră va fi o înviere trupească. Nu spirituală, ci trupească. Și credem în revenirea Domnului. Vedeți, acestea sunt două. Nu negociez. Lista e mai lungă. Nu vă dau toată. Dar aceasta face diferența. De aceea, unele grupări, să le spunem, de credincioși, care se auto-intitulează biserici creștine, noi nu le includem în cadrul bisericilor creștine. Trec la al doilea nivel, care este puțin mai dificil, pentru că aici începem să ne separăm și noi. Între creștinii, protestanții între ei. Și anume nivelul doctrinelor. Ce este o doctrină? Este o învățătură interpretabilă, specifică fiecărei biserici sau fiecărei denominații. Adică există biserici care au anumite învățături specifice lor. Acestea se găsesc în mărturisirile de credință sau în catehisme. Mărturisirea de credință știți ce este. Toți ar trebui să o cunoașteți. De altfel, să știți că în bisericile evanghelice nu se primesc membri decât după ce aceștia citesc și cred și împărtășesc mărturisirea de credință a bisericii respective. Să nu botezați pe cineva care n-a citit mărturisirea, care nu crede ce scrie în ea. Ei, acolo, în mărturisirea de credință a creștinilor după Evanghelie, veți găsi anumite învățături, doctrine, specifice bisericii voastre. Așa cum baptiștii vor găsi specifice bisericilor sau penticostale bisericilor. Să vă dau câteva exemple. Dar ce vreau să subliniez este că începând cu acest nivel al învățăturilor, doctrinilor specifice, începem să ne separăm. De aceea, uitați, nu ne numim la fel toți creștinii evanghelici. Împărtășim zona dogmelor toți. Adică sunt lucruri care nu negociez. Suntem creștini evanghelici. Bun. Ce fel de creștini evanghelici? De fi întrebat. Și de aceea, deja la etajul acesta, a doilea, începem să ne divizăm. Și vă dau câteva exemple. Doctrina despre structura omului. Învățătura despre cum e format omul. Ce crede dumneavoastră? Omul este dihotomist sau trihotomist? Majoritatea nu știe ce înseamnă. Ce să întreb pe cineva? Dar pentru asta nici nu m-ați întrebat nici pe mine. Frate, dacă ești trihotomist, la noi n-ai ce credea. Pentru că nu este esențială. E interpretabil. Adică poate să fie o variantă sau alta. La dogme suntem la fel. Dumnezeu a creat pe om și a pus chipul lui Dumnezeu în el. Asta e dogma. Da? Nu negociem. Nu credem că omul a venit din maimuță. Nu credem că a fost plantat de extraterestri. Da? Noi credem că Dumnezeu a creat omul. Asta e dogma. Dar la doctrină, cum e structurat omul, poți să fii unul care crezi că omul are trup și suflet, punct. Sau poți să fii trihotomist, să crezi că omul are trup, suflet și duh. Așa zice Pavel la finalul unei epistole. Ei, cei care sunt trihotomiști, complică puțin lucrurile adevărat, dar cum? Ca să spun și asta foarte pe scurt. Poate că ești trihotomist și nu ți-ai dat seama până azi. Se spune așa, trupul e clar ce este. Dar când vorbim de partea nevăzută a noastră, partea spirituală, cum ar trebui, ea e împărțită în două. Sufletul se spune că este partea aceea nevăzută din noi, care are legătură cu lucrurile de jos, cu simțurile trupești, cu experiențele zilnice. Asta e sufletul, partea sufletească. Partea aceasta însă mai are un nivel sau altă latură numită Duh. Duhul are legătură cu cele de sus, are legătură cu experiențe spirituale, duhovnicești. Da? Deci poți să ai trăiri sufletești, emoții,
a trăi așa de dragoste, de bucurie, de compătimire, de ciudă. Astea sunt sufletești, simțiri sufletești, experiențe sufletești. Dar poți să ai, la alt nivel, experiențe spirituale, adică duhovnicești, cu lucrurile duhovnicești. De aceea Pavel, de exemplu, în 2 Corinteni 12, când spune că cunoaște un om în Hristos care a fost în al treilea cer și dacă a fost cu Duhul, nu știe, dacă a fost cu trupul, nu știe, vrea să sugereze exact asta, că trupul nu știu cât a participat, nici Duhul nu se știe ce fel de experiență a fost. Pentru că aceste experiențe sunt greu de explicat. Ceea ce la mintea omului nu s-a scris ochiul, a văzut urechea, n-a auzit ochiul, n-a văzut. Deci sunt niște experiențe duhovnicești peste cele sufletești. Inexplicabile sau unele explicabile, dacă primești o descoperire. Unii chiar pun vorbirea în limbi, de exemplu, la această categorie. Da. Sunt elemente sufletești, dar poți să ai revelații, prorocii, vorbind în limbi, spui la acest nivel. Explicația, să știți că este una teoretică. Eu nu vă spun ce cred acum. Vă spun doar cum se explică asta. Misticii acceptă această împărțire. Evanghelicii pot să creadă ori prima variantă, doar trup și suflet, ori a doua, trup, suflet și duh, tot evanghelici rămân. La nivelul doctrinelor s-ar putea să ne împărțim. Uite, dacă votăm acum, da? S-ar putea tinerii ăștia să meargă cu a treia variantă, da? Cu a doua variantă. Și jumătate din urmă să se merge cu alta. Și alții se spune nici una, nici alta, avem o altă variantă. E posibil. La noi totul e posibil. Acum să mai inventăm o teorie. Da. Pentru asta rămânem împreună. Ce credem toți, ce credem toți este că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Că avem parte trupească și parte sufletească nevăzută. Da? Spuneam că de ce vă chemăm și vă acceptăm. Da. De aceea m-am primit să nu știți ce credeți, da? Dacă m-ați spune, poate că la anumite doctrine, nu știu dacă m-ați primit. Uitați, vă mai dau un exemplu. Doctrina despre botezul cu Duhul Sfânt. Ce crede biserica dumneavoastră despre botezul cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență care e ulterioară convertirii? Sau e una cu convertirea, simultană cu convertirea? Credincioșii penticostali și cei carismatici cred că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară convertirea. Adică te-ai convertit acum și poți avea o experiență după zile, luni, ani, așa numitul botez cu Duhul Sfânt, ori pentru o lucrare specială, ori pentru tine, în care Dumnezeu îți face parte, o experiență nouă, specială, cu manifestări ale Duhului Sfânt, manifestări supranaturale. Asta e credința lor. Dar creștinii după Evanghelie, din câte eu cunosc, nu împărtășesc această variantă a botezului cu Duhul Sfânt și spun botezul cu Duhul Sfânt este umplerea cu Duhul Sfânt. Botezul înseamnă umplere pentru lucrare. Poate Domnul stă acum perioadă de umplere pentru mărturie și nu neapărat trebuie să fie însoțită de manifestări duhovnicești speciale. Dar s-ar putea printre dumneavoastră să fie unii care să zică, eu cred, botezul cu Duhul sunt varianta cealaltă. Nu m-ați întrebat când am venit care variantă o cred eu. Ați văzut? Pentru la nivelul dogmelor suntem la fel. Dar aici s-ar putea unii să credeți altfel. Nu neapărat trebuie să vă separe. Dar au fost cazuri când separarea a avut-o. De aceea unii au ales să meargă pe o direcție, alții pe alta. Până și în zona penticostalismului s-au împărțit. Cam la 6 ani de zile după ce a început mișcarea penticostală în 1906, prima biserică, prin 1900,
Da, după 1910, 1911, deja avem două mari biserici, pentru că unii spuneau că botezul ăsta cu Duhul Sfânt trebuie neapărat să aibă ca semn, primul semn vizibil vorbirea limbi, și au spus nu neapărat, poate fi și alt semn, alt dat. S-au împărțit în Church of God și ăsta în Dezobat. Ia. Deci, e sartă după aia mai bine de împărțit. Da. În funcție de cum interpretai, după aceea este sfințirele. Asta nu înseamnă că ei împreună n-au suficient comun să se numească credincioși pentecostali. Așa cum, vă dau un alt exemplu, la cina Domnului. Nu mai. Pentru că nu se mai poate? Era important, frate. Când era mai important, ne-ai lăsat cu ochii. Așa. Cina Domnului, uitați, s-au despărțit protestanții la cina Domnului. Luther s-a despărțit de Zwingli. Zwingli s-a despărțit de anabaptiști. Luther a rămas un sacramentalist. Zwingli, în alt tradițian, a devenit simbolist. Și noi am acceptat mai mult linia lui Zwingli. Și anume că cina Domnului e un simbol, nu un sacrament. Adică nu se întâmplă, nu știu ce, transubstanțiere sau consubstanțiere, se schimbă elementele cine, apa și vin un trupul și sunt și trupul Domnului. Și noi credem că e un act de credință, simbolizează trupul, sângele Domnului. Dar Hristos este prezent la cina Domnului, dar nu are nicio transformare substanțială. Un sacrament. Suntem simboliști. Din acest punct de vedere. Da? Știți că există unii credincioși evanghelici care nu cred asta. Sunt înclinați mai mult să ne întoarcem spre sacramentalism. Că e mai mult decât simbol. Ce ziceți? Și dacă ar veni cineva foarte convingător în mijlocul dumneavoastră, s-ar putea să-l credeți. Și nici să vă dați seama că ați înclinat spre o linie nouă. Dar sunt doctrine pe care nu le mai negociază nici denominația. Adică eu cred că anumite lucruri biserica dumneavoastră le cunoaște și nu le-a schimbat. Sau conducerea bisericii. Conducerea bisericii, iarăși, discutabil. Noi nu avem sistem ierarhic, nu avem sistem presbiterian în stilul presbiterianilor, ci seamănă cu cel presbiterian, dar e mai mult congregaționalist. Adică adunarea alege pe cei care sunt în funcția bisericii. Dar mergeți la ortodoxi, la catolici și veți vedea că nu adunarea alege preotul sau episcopul, ci cei de sus numesc. Da? Îi chirotomisesc, îi pun în slujbă de sus în jos. La noi merge de sus. Iată o diferență la doctrine. Sau cum va fi revenirea Domnului? Dar un alt exemplu. Premileniști, postmileniști, amileniști. Poți să ai în aceeași biserică de toate trei categoriile. Și uitați, se poate rămâne în aceeași congregație, să mergeți împreună, chiar dacă nu clarificați neapărat toate. Dar, în mărturisirea de credință pe care o aveți, aceste lucruri sunt destul de clar scrise. Și ar trebui să le acceptați. Dar și mărturisirea de credință sunt scrise de oameni, și ele pot suferi îmbunătățiri. Toate mărturisirile de credință ale bisericilor ar trebui poate la 20 de ani regândite, rescrise anumite paragrafe sau adăugate anumite articole în ele. Pentru că biserica are mărturisire de credință și în funcție de cum evoluează lumea, cultura, pericolele care sunt, ce poziție are biserica față de problemele bioetice, de exemplu. Biserica trebuie să știe, de exemplu, dacă Biserica Creștinilor după Evanghelie din România acceptă sau nu avortul, eutanasia, fertilizarea in vitro, clonarea și... N-aveți nicio decizie. Bisericile, în mărturisirea de credință, nu este mărturisire. Poate este o scrisoare care indică cam ce credeți, dar bisericile din vest spun
ele fac lucrul acesta introducând articole în mărturisirea credinței. Pentru toți se creadă la fel. Se poate face lucrul acesta și cred că se va ajunge. E normalitate. Totdeauna biserica a făcut lucrul acesta. Dar, zic, la nivelul acesta al doctrinilor, vedeți că începem să ne diferențiem. Asta nu înseamnă că trebuie să ne separăm. Ne putem accepta unul pe celălalt, să ne rugăm pentru celălalt ca Domnul să lumineze. Cam asta e rugăciunea clasă. Nu de acord cu tine, mă rog că Domnul să te lumineze. Poate minte numai eu. Dar cel puțin avem verset biblic care ne acoperim. Trecem la al treilea nivel, rapid, nivelul disciplinelor. Ei, aici lucrurile se complică și mai mult. Adică rânduielile, normele, practicile diferă așa de mult. Uneori ele diferă de la biserică la biserică, de la zonă la zonă, de la țară la țară. Și aici trebuie să fim mai îngăduitori. Și la nivelul doctrinilor trebuie să fim îngăduitori. La primul nivel nu. Acolo nu negociem. La al doilea, trebuie să fim deja mai înțelegători, unii cu alții. Evanghelici. Și sunt. Cel puțin în țară, noi am înțelat că la nivelul învățăturilor, chiar dacă nu crede unele lucruri la fel, este suficient teren comun să avem părtășie unii cu alții. Dar, la nivelul disciplinilor sau rânduielilor, vedeți aici, lucrurile se complică chiar în interiorul denominației, în interiorul unei biserici sau unui cult. Și vă dau câteva exemple. Uitați, cu spălarea picioarelor. Ce învățătură aveți aici? Ce credeți? Sunt biserici care practică, care nu practică? La fel. Nu e o obligație. Stilul de închinare prin muzică. Cine decide? Dar nu e dogma. Unii vor să o transforme în dogma. Nici măcar doctrină nu este. Doctrina închinării există. Da? Ne închinăm Domnului, ne place. Da? Stilul, instrumentele, cum să fie, e, astea diferă. Sunt biserici creștine după Evanghelie în alte țări, care sunt complet diferite la închinare decât dumneavoastră aici. Sau dacă mă duc în altă parte, nu departe de aici, sunt sigur că voi întâlni stil de închinare diferit de al dumneavoastră. Da? Sau grupele de părtășie. Sunt biserici care acceptă ideea ca biserica să se împartă în grupe de părtășie. Sunt biserici care nu acceptă. Asta e o hotărâre locală. Nu e doctrină. Nu e dogmă. E o rânduială locală. Și de aceea, când te duci într-o biserică, vrei să devii membru, vrei să activezi, trebuie să ții cont de acest nivel. Tu nu te duci neapărat să schimbi aceste rânduieli. Le accepti sau nu le accepti? Dar interesează-te de ele. Eu am venit la dumneavoastră și n-am schimbat rânduielile. Am întrebat de frați cum procedăm. M-am supus rânduielilor locale. Asta e procedura, am ascultat de frați. N-am venit eu să-i vreau, tăiați aia, faceți aia, schimbați pe acolo, ia, nu vreau să-mi schimb. Eu sunt musafir. Respect rânduiala așa cum mă duc într-o casă și respect rânduiala acasă. Dar de la casă la casă. Dacă v-aș întreba, fraților, ce faceți cu vinul rămas de la cina Domnului? Da? În Bihor, unii îl termină pe loc. Frații din conducere rezolvă o problemă. Unii au dificultăți de a ajunge acasă după aceea. Rezolvă acolo. În altă parte, nu știu, prin salasă, unde am auzit că vinul rămas la cina Domnului se toarnă înapoi la rădășina vise de vin. Iar alții, în altă parte, majoritatea, nu vor pune în frigider. Economic. Dar vedeți, unul îl consideră mai sfânt decât ar trebui să fie. Alții îl consideră un simplu vin, folosind și altă dată. Dar a fost perioade în care aceste lucruri i-au divizat pe creștini. Pe noi i-au divizat.
lucruri mărunte, de rânduieri? Sau care este poziția dumneavoastră față de aparținătorii biserici? Copiii fraților, slujilor, ei ce sunt în biserică? Ați lămurit? N-ați lămurit? Ce înseamnă aparținător? Ce înseamnă asistență spirituală pentru aparținător? Avem tot felul de situații, de căsătorie, de prietenie, de indisciplină, cum procedăm. Acestea sunt chestiuni de rânduieli locale. De aceea fiecare adunare își rezolvă problema aceasta în interior. N-ai voie să impui altora. Să te duci și rânduiala ta să vrei să o faci acolo, și acolo. Pentru că nu este esențial. E un alt nivel în care Dumnezeu vă dă înțelepciune să analizați, să hotărâți local. Când însă o biserică locală hotărăște rânduielile, toți ar trebui să le respecte. Altfel e haos. Dumnezeu nostru este Dumnezeul rânduielii, spune Apostolul Pavel. Bine, sper că acesta să nu vă fi încurcat mai mult. Eu am explicat doar cum să analizați sau așa s-a făcut în istorie. Când întâlnești o problemă, ia uite-te. E la nivelul dogmelor, e foarte importantă, e la nivelul doctrinilor interpretabile, e la nivelul rânduielilor. Poate poți să treci peste ea. Poate că nu poți trece, pentru că e dogma esențială. Și în funcție de aceasta, e din mai îngăduitor, e din mai serios. Asta este alegerea. Acum, trebuie să închei partea aceasta. Mâine vom continua cu câteva practici și elemente specifice creștinilor evanghelici. Și vom vorbi despre preoția tuturor credincioșilor, despre lanță în biserică, stat, despre închinare și liturghie, lucruri care sunt specifice creștinilor evanghelici. Dar pentru seara aceasta cred că este suficient. Dumnezeu să ne lumineze în toate privințele și dacă este de altă părere, tot să vă lumineze. Așa? Și încă ceva, frați și surori, în toată smerenia, să nu credeți că aveți răspuns la toate aceste întrebări teologice. Cea mai bună atitudine este de smerenie. Cu cât înaintez și eu în cunoașterea teologică, în profesorat și în practică, tot mai des folosesc cuvântul nu știu, expresia mă mai rău, poate nu înțeleg tot. Și aceasta poate fi o atitudine potrivită. Nu ești tu standardul pentru nimeni. Ai nevoie și eu și tu, avem nevoie de înțelepciune, dar să facem smerenie. Însă în lucrurile în care am căzut de acord, în lucrurile cele mai importante, acele învățături primite, nestimate, în acelea să mergem împreună, altfel. Să ne bucurăm de ele. Ar trebui să le cunoaștem mai bine. Poate că n-am mai avea timp de celelalte mai secundare, dacă ne-am focalizat pe cele mai importante. Dumnezeu e Dumnezeu Creator, Dumnezeu e Dumnezeu Mântuitor, Răscumpărător. El ne-a creat, ai Lui suntem acus chipului în noi. Ne-a creat o cale de mântuire prin Iisus Hristos, prin sângele crucii Lui. Hristos este centrul vieții noastre. Biserica este a Lui. Hristos va reveni. Noi vom avea parte de întâierea putească. Și vom fi totdeauna cu Domnul. Cam asta se reduce în învățătura noastră fundamentală. Și asta trebuie să rămâne. Acest este Dumnezeu înțelept, bun și milos. Să fie toată slavă în vecii veci. Amin.